Domnul și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Iașul este în topul curățenii la nivel național. Este făcut un studiu în care Iașul este situat acolo unde este locul. Despre acest lucru vom discuta astăzi, despre colectarea selectivă. De ce? Pentru că este o condiție, haideți să spunem, impusă de Uniunea Europeană, de care ar trebui să ținem cont și noi, pentru că vrem să avem o țară cât mai curată și să lăsăm o țară cât mai curată urmașilor noștri. Despre toate acestea discutăm cu invitatul meu, domnul Cătălin Neculau, director executiv la Societatea Salubrii SESA. Bună ziua, domnule director, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua și bine v-am regăsit. Despre colectare selectivă tot discutăm, poate că și populația va înțelege faptul că acest lucru trebuie să fie, să intre într-o obișnuință. Dar vreau totuși să vă întreb un lucru, suntem în o toamnă târzie, să-i spunem, în care lumea poate să-și mai facă curățenie prin curte, prin jurul blocurilor. Ce se întâmplă, ce facem sau ce ar trebui să facă populația cu resturile vegetale? Este foarte important să știm că odată cu vinerea toamnei și noi salubriștii intrăm în așa numita curățenie de toamnă. În acest sezon, din momentul în care frunzele cad până vin primii fulgi de zăpadă, încercăm ca toată trama stradală să o lăsăm fără frunze, să o lăsăm curată, astfel încât iarna și ploile de toamnă târzie să ne prindă cu un carosabil și cu trotuarele curate. Este foarte bine de știut pentru toți cei care locuiesc la blocuri, pentru administratori în special, că odată ce își fac curățenie în jurul blocurilor, pe terenurile lor în care sunt arondate, toate aceste resturi vegetale i-aș ruga să le pună lângă punctul gospodărești pentru a ne fi mai ușor să le încărcăm în mașini și nu în tomberoanele dedicate colectării separate deșeurilor, așa cum în anii trecuți s-a mai întâmplat. Îi rugăm pe cei de la case, ei știu că avem un program de ridicat gratuit al deșeurilor vegetale odată cu 15 octombrie până la 1 decembrie, să încerce să scoată la poartă în ziua dedicată colectării separate, deci odată la două săptămâni, acele deșeuri vegetale nu mai mari de un metru și cumva balotate, ca noi să le putem ridica repede. Specific acest serviciu în această perioadă este gratuit, iar în afara acestei perioade sau pentru un volum mai mare de deșeuri, acest serviciu este contracost. Bun. Domnule director, ce se întâmplă cu aceste resturi vegetale? Aceste resturi vegetale, odată ce sunt colectate, de obicei merg către centru integrat de la Țuțora și către colegii noștri de la Servicii Publice Iași. Atât unii cât și alții au acele compostoare și acele instalații pentru a face din aceste resturi vegetale compost. Bun. Doamnelor și domnilor, cei care locuiesc la bloc, mă îndoiesc că veți da foc la resturi vegetale, pentru că e dar interzis. Cei care locuiesc la casă, arderea deșeurilor vegetale de foarte mulți ani de zile este interzisă prin lege. Acum, puteți risca acest lucru. Dacă vor fi sesizați cei de la Garda de Mediu sau de la Agenția de Mediu, veți primi amendă. Hai să spunem că vă permite să plătiți amenda, dar riscați un foc nesupravegheat să distrugă o suprafață foarte, foarte mare în jurul focului și s-ar putea să vă puneți și proprietatea în pericol. De aceea, haideți să le strângem și să le ducem acolo unde le este locul. Bun, domnule director, ajungem la colectarea separată. Noi avem o țintă, România are o țintă, un procent destul de mare. După cum știm toți, stăm foarte prost la această colectare separată și nu doar noi, cei din Iași, stăm prost, ci toată țara stă prost când vine vorba despre colectarea separată. De aceea și Uniunea Europeană, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a acordat foarte mulți bani pentru
a crește gradul de colectare separată a deșeurilor. De la ultima noastră întâlnire până acum, nu vă ascund faptul că UAT Iași împreună cu Salubris ESA a aplicat pe acest plan, pe această componentă a Planului Național de Redresare și Reziliență. Nu sunt bani puțini, sunt 16 milioane de euro pe care municipalitatea ieșeană sunt sigur că îi va lua, pentru că toate proiectele pe care, pe axele pe care am aplicat, toate sunt eligibile și toate au fost acceptate în sistem. Sunt trei axe pe care am aplicat. Una este aplicare pentru acele insule ecologice, pentru acele 275 de insule ecologice prin care deșeurile pentru 50 din ele sau 100 vor fi aruncate într-un mod controlat subteran, iar pentru celelalte 175 deșeurile vor fi aruncate suprateran, dar în alt fel de recipienți decât cei care avem acum în punctele gospodărești cu care ne-am obișnuit. Aceștia vor fi recipienți foarte mari, recipienți între 3 și 5 metri cubi. Dacă acum noi mergem și aruncăm deșeurile într-un recipient de 1,1 metru cub, gândiți-vă că acei recipienți vor fi de 3 sau de 5 ori mai mari. Lucru care avantajează și societatea Salubris, pentru că nu micșorează drumurile care se fac pentru a ridica aceste deșeuri. Dar mai important decât acești recipienți sunt softurile cu care vin acești recipienți. Acești recipienți vin cu un soft integrat. Ei sunt toți pe bază de cartelă, iar dacă până acum ieșenii, eu știu, erau cumva, se simțeau cumva lezați că am pus cartele în acel proiect pilot al nostru prin care am vrut să conștientizăm ieșenii să-și colecteze și să-și arunce deșeurile separat. Acum Uniunea Europeană ne obligă ca fiecare cetățean al municipiului Iași să fie controlat la modul în care se debarasează de deșeuri, iar aceste insule gospodărești, în aceste insule gospodărești nu vom avea voie decât cu un card de acces. Un card de acces care este nominal. Un card de acces care îl activăm atunci când ne aruncăm gunoiul menajer, iar acel soft va ști ce volum de gunoi am aruncat. Aceasta pentru că legislația în vigoare are un principiu care se numește plătește pentru cât arunci, iar Uniunea Europeană vrea să ne facă ca cetățenii României să arunce cât mai puțin deșeu menajer și să arunce cât mai mult deșeu reciclabil. Deci cu cât vom arunca mai mult deșeu menajer, cu atât vom plăti mai mult, pentru că așa este croită legislația. Tot cu acel card vom accesa și toți recipienții de colectare separată, iar acolo se va vedea ora, ziua și cantitatea de deșeuri reciclabile pe care noi le-am adus în acel punct gospodăresc. Iar la sfârșitul lunii, acel soft cu inteligență artificială va trage linia și va spune care dintre noi avem mai mult deșeu menajer dus în punctul gospodăresc decât poate genera un cetățean în mod normal și vom fi taxați separat, și care dintre noi am colectat separat și ne-am debarasat de deșeuri corespunzător din punct de vedere al modului de a sorta deșeuri. Bun, da, domnule director, vorbiți de aceste insule cu inteligență artificială. Problema mea este că românul nu prea este educat. Și aici includ și ieșeni, și sibieni, și bucureșteni, și peste tot. Cum va deosebi faptul că el va arunca la, să zicem, plastic și metal, plastic și metal, și nu aruncă gunoiul menajer? Va avea și acel sistem de monitorizare cu camere video și va ști exact ora în care eu, ca cetățean al acelui bloc, am mers și am aruncat deșeurile. Da, de unde știe? Că eu, dom'le, uite, accesez ăsta cu plastic și metal și am aruncat deșeul menajer. În momentul în care în containerul de deșeu reciclabil vom găsi deșeuri menajere, tot acel volum și toată acea cantitate va fi facturată suplimentar față de cât plătim noi la asociație, astfel încât asociația să poată distribui pe toți cei care nu colectează separat. Dacă asociația sau administratorul îl identifică, atunci
tot volumul de deșeu va fi plătit de cel care a aruncat. Îi se impută lui. Îi se impută lui, dacă nu, toți ceilalți suntem răspunzători pentru că vecinul nostru a aruncat necorespunzător. Deja mi se pare un lucru care ar fi trebuit, zic eu, făcut mai de demult. De ce? Pentru că prin acest lucru fiecare va încerca, va face tot posibilul să fie cât mai corect. Bun. Trebuie să, da. Cetățenii Iașului trebuie să mai înțeleagă un lucru. Cu cât colectăm separat corespunzător, sau mai bine, sau așa cum spune legea, cu atât factura la salubritate va fi mai mică. Cu cât nu o facem, cu atât factura la salubritate va fi mai mare. Spun acest lucru pentru că a apărut o ordonanță acum o lună și jumătate care impune fiecărui OAT sau fiecărui salubrist, depinde unde își plătesc taxa de salubritate sau tariful de salubritate. Taxa se plătește la primărie, dar nu este cazul Iașului. Serviciul de salubritate se plătește la salubrist, este cazul Iașului, iar acest tarif trebuie să fie foarte transparent. Tariful pentru o persoană fizică la nivelul municipiului Iași va avea 6 componente. Prima componentă este cât ne costă să transportăm și să colectăm deșeurile menajere. A doua componentă este cât ne costă să transportăm și să colectăm deșeurile reciclabile. A treia componentă este cât ne costă depozitarea deșeurilor. A patra componentă este cât ne costă tratarea mecanico-biologică, da, a deșeurilor. A cincea componentă este cât, dacă am spus de tratarea mecanico-biologică, vorbim și de a șasea componentă, vorbim despre cât ne costă banda de sortare în care se despart deșeurile reciclabile. Deci cât ne costă, noi acum știm că fiecare tonă care o ducem noi spre Țuțora ne costă 84 de lei sortarea, ne costă 184 de lei tratarea mecanico-biologică, ne costă 80 de lei fiecare tonă pe care o depozităm ca și taxă de mediu. Deci vedeți, componenta pe care noi o plătim ca și tarif de salubritate se va, și a șaptea componentă foarte, foarte, foarte importantă este tot deșeul care noi îl aruncăm și îl colectăm separat și ne debarasăm de el, iar salubristul vine și îl ridică, îl sortează și îl vinde, se întoarce înapoi luna viitoare pe factură, unde va avea pe factură un minus. Câți bani am încasat noi din ce am vândut, se va reflecta în factura cu minus pentru fiecare persoană fizică din Iași. Bun. De asta le spun la toți. Toate celelalte costuri sunt costuri fixe. Noi știm cât ne costă colectarea și transportul, știm cât ne costă depozitarea, știm cât ne costă taxa pe economie circulantă, acel 80 de lei pe tonă, știm cât ne costă sortarea, dar dacă vom colecta separat mai mult și iar salubristul va vinde mai mult, acei bani se întorc cu minus pe factură. Bun, domnule director, mai avem foarte puțin, dar neapărat trebuie să vă întreb. Ați mai explicat, dar poate că ișenii au uitat. Ce înseamnă colectare selectivă? Hârtie și carton, cum trebuie să... O cutie de pizza. Aș vrea să înțeleagă ișenii că această colectare separată nu este o curvoadă și nu este un lucru greu de făcut. Dar trebuie să avem câteva repere clare. Haideți să vorbim astăzi despre hârtie și carton. Doar hârtia și cartonul curat sunt sunt deșeuri reciclabile. Trebuie să ne uităm pe ambalaje când le cumpărăm. După ce am scos biscuiții dintr-o hârtie, ne uităm pe ambalaj și îl vedem dacă are acele trei cercuri sau acel triunghi cu trei săgeți. Dacă înseamnă nu, că e reciclabil. Dacă nu, el se va duce către deșeul menajere. Trebuie să înțelegem că dacă luăm un șervet de bucătărie și ne ștergem cu el pe mâini, nu-l aruncăm la deșeurile din hârtie carton. Îl aruncăm la deșeuri reciclabile. Dacă luăm un șervețel de hârtie și ne suflăm nasul, nu-l aruncăm la deșeuri reciclabile din hârtie carton. Îl aruncăm către deșeurile menajere. La fel și dacă cutia de pizza care este murdară. Cutie de pizza impregnată cu sos sau impregnată cu ulei, nu o aruncăm către hârtie carton, către deșeurile de hârtie carton, ci mergem cu el către deșeul menajer. Sunt lucruri de bun simț, eu spun, și trebuie să știm că în tomberonul albastru de hârtie carton trebuie să fie doar hârtie, carton, ziare necontaminate. Am înțeles. Acest lucru, doamnelor și domnilor, în viitoarele emisiuni o să vă explicăm că și la plastic și la
metale. Sunt câteva chichițe, dar important, haideți să începem cu hârtia și cartonul. Dacă este murdar, dacă prezintă pete de ulei, de știu, de mâncare, de orice, nu le aruncați la deșeuri reciclabile din hârtie și carton, aruncați-le la deșeu menajer. Foarte important, și cred că aici ar trebui să specificăm, își cumpără cineva un electrocasnic, acele bucăți de polistiren din interior. În niciun caz la hârtie carton. Niciun caz. Ălea unde se aruncă? La deșeuri menajere? Ălea se aruncă la deșeuri menajere. Am înțeles. Deci nu aruncați cutia aia de la televizor cu totul. Scoateți din ea orice bucată de plastic și orice bucată de polistiren. Acel material care apără produsul electrocasnic. Bun, suntem la finalul acestei emisiuni. Cert este că fiecare dintre noi va trebui să învețe să colecteze separat. De ce? Pentru că nu numai că este o condiție impusă de Uniunea Europeană, dar făcând acest lucru vom reuși să păstrăm Iașul cât mai curat. Acum se află în top. Haideți să-l menținem în acest top național. Până data viitoare, cele bune. La revedere!